ce nu ai voie să faci în Vinerea Mare, obiceiuri și tradiții? În această zi se face pomenire de Sfintele Mântuitoarele și Înfricoșătoarele Patimii ale Mântuitorului. Este ultima vineri din post și, potrivit tradiției, zi de post negru, adică nu se bea decât apă toată ziua. Conform tradiției, Vinerea Mare nu este bine să mănânci urzici și nu este bine să folosim oțetul, pentru că pe cruce Iisus a fost bătut cu urzici, iar buzele Mântuitorului au fost udate cu oțet. Vinerea Mare este ziua liturgică, adică nu se servește niciuna dintre cele trei sfinte liturghii. Ceremonia principală din această zi este scoaterea Sfântului Epitaf din altar și așezarea lui pe o masă în mijlocul bisericii. Din străbun se știe că prin scoaterea Sfântului Epitaf retrăim coborârea de pe crucea Sfântului Iisus Hristos. În această zi de vineri seara se cântă prohodul și se înconjoară biserica cu Sfântul Epitaf, care simbolizează trupul Mântuitorului. După procesiunea din jurul bisericii, Sfântul Epitaf este așezat pe Sfânta Masă din altar, unde rămâne până la înălțare. Punerea pe Sfânta Masă reprezintă punerea Domnului în mormânt. La terminarea slujbei de seară din Vinerea Mare, femeile obișnuiesc să meargă la morminte, unde aprind lumânări și jelez morții. La sfârșitul slujbei, preotul împarte unele flori aduse care erau considerate a fi bune de leac. Trecul lumea pleca acasă cu lumânările aprinse pe drum ca să afle și morții devenirea zilelor mari. Aceștia ocoleau casa de 3 ori și atunci când intrau se închinau și făceau o cruce și lăsa lumânarea aprinsă între cei 4 pereți. Din moși strămoși se crede că dacă plouă în Vinerea Mare, anul va fi lunos, iar dacă nu va fi roditor. Unii consideră că dacă se scufundă în apă rece de 3 ori în această zi, vor fi sărătoși tot anul. Unii obișnuiesc să afume casa cu tămâie în Vinerea Mare, înconjurându-o de 3 ori în zorii zilei, pentru ca gânganile și dihanile să nu se apropie de casa ori de pom. Iată ce nu ai voie să faci în această zi sfântă. În Vinerea Mare trebuie să eviți lucrările agricole, în special mersul la câmp, semănatul sau alte activități asemănătoare. Această zi mai poartă și numele de Vinerea Seacă și asta pentru că tot ce se seamănă nu rodește. În această zi nu se sacrifică păsări sau animale, așa că dacă doriți să sacrificați animal sau păsări pentru a avea produse de carne, de paște, este bine să faceți acest lucru din timp. În Vinerea Mare este interzis pălatul, de asemenea în această zi nu se coase și nu se face curățenie. Această zi nu se merge la frizer. Cei mai superstițioși evită să se tundă în Vinerea Mare, deoarece se spune că le va muri cineva din familie. Cu toate acestea, există anumite zone, cum este în cazul Moldovei, unde oamenii cred că vor fi feriți de anumite afecțiuni și boli dacă merg la frizer.